Programul unui Crăciun de poveste în Maramureș este următorul. 23 decembrie, sosirea invitaților e un bun prilej de a începe în sunet de colinde împodobitul bradului de Crăciun. Un ceai cald și un pahar de horingă vor încălzi oaspeții sosiți de pe drum, iar o cină cu mâncare tradițională le va reda forțele, ajutându-i să se pregătească de începerea sărbătorilor, fiindcă de Crăciun, aici în Maramureș, 3 zile și 3 nopți se colindă în sat ca în povești. 24 decembrie. Oaspeții vor începe ziua înfructându-se dintr-un mic dejun cu produse tradiționale, pentru că numai după ce te-ai săturat te poți ridica de la masă să-ți începi prima zi în țara Maramureșului, vizitându-i frumusețile. Turiștii pot opta aici pentru excursiile pe care vor să le facă, iar seara, la pensiune, sunt așteptate primele cete de colindători, grupuri de cocon și de cocoane, ce vestesc marea taină a nașterii Mântuitorului. Înspre seară, Musai se va participa la Sfintele Litii, slujba specială de Crăciun la biserică, după care toți vor petrece în jurul bradului de Crăciun, luând cina festivă. Pe fundalul colindelor din Maramureș vor fi servite preparate cu specific local. 25 decembrie. Turiștii vor lua micul dejun pentru a fi pregătiți de o zi plină de amintiri, iar dimineața vor participa la slujba de la biserică. Excursiile culturale sau de recreere din această zi vor întregi, după bunul plac al fiecăruia, tabloul unei sărbători speciale. Cina de seară îi va pregăti pe oaspeți pentru o nouă colindă. 26 decembrie. Se vor face pregătiri intense pentru cea de-a doua zi de sărbătoare, începând așa cum se cuvine cu un mic dejun maramureșan. Turiștii vor pleca apoi să cunoască la picior Maramureșul, de frumusețea căruia au auzit peste mări și țări și alte popoare. Seara vor servi cina, depânând amintirile de peste zi la un pahar de horincă. 27 decembrie. Regalul tradițional în Maramureș nu se poate încheia fără o participare la Festivalul Datinilor și obiceiurilor de iarnă din Sighetul Marmației. 28 decembrie. Ultima zi în Maramureș, ultimele gânduri și simțiri și apoi despărțirea. Musai cu gândul reîntoarcerii.